de ani. Eu încă n-am întâlnit așa ceva să-mi spune cineva, de pentru că sunt contradictorie. Contradictorie în justiție nu există, este ori drept sau nu drept. Dar nu există așa cuvânt. Deci omul că n-are toate actele de pline, ministrul, ăsta, viceministrul de la justiție spune că asta e din lume. Dar cum așa poți spune? Că nu e competența lui, dar cum e competența? Acum, adică să faci proiecte de lege ca a ascunde infracțiunea, a ascunde o infracțiune, abuză de servicii să le ascunzi, te implici să faci legi, să le dai la deputați, să le votezi niște legi care ieșit din comun. Este ieșit din comun. Acolo el se implică să facă legi, dar anume să iei hotărârea odată pe deauna de plin, unui om nu a încălcat nimic, n-are nimic absolut. Pur și simplu a adus, a intrat, eu spun să dau 2000 de euro, eu zic nu ți dau. Și pe șlopăi acolo. Păi și tu, probabil, toată lumea să dea 2000 de euro. În cazul dat, ca cum ar fi, dacă stai 20 de ani, a plecat cu tot, avem pildă, trebuie să vrem, da? Dar nu trebuie să oprim noi coruperea asta. Dar nu trebuie ministerul ăsta să oprească. Cum să le oprească dacă Vama e în direct cu Ministerul de Finanțe? Și orice instituție împotriva la Ministerul de Finanțe, păi nu se leagă. Nu se leagă, altfel e tare salariu. E tare pârghie, e care e problema. Același autor la infracțiune care s-a făcut, deci el la momentul dat, deci el singur dă de oameni și spune că nu știu cum se procedea. Dacă fac așa, deci el câștig care dreptul, dacă fac îngăr sau care a fost motivul, să ne scuzați. Nu de câte ori ne-am adresat și la televiziune și la UFM, dar chiar să vă spun, când am stat și am protestat acolo în palată, era frig, am înghețat de frig, doi veterani pe formă, ne-au filmat numai niște jurnaliști din Franța. La noi, în Republica, nu sunt jurnaliști, am stat acolo 7 zile, când era minus 10. Asta e o rușine mare, e o rușine mare. Așa cu oameni mari vin prin flori la Ștefan cel Mare, la memorialul acela, la cei morți. Poate că noi murim noi, ne-ar pune măcar o foare, 2 vii, de cât costă el. Dar așa că suntem vii, ne calcă în picioare. Ce îi spun că pentru noi, același Marco, ce îi spun că nu mai vezi, el vorbește urât și prost, și acel lanț spune că e contradictoriu. Eu nu vorbesc de veteran, om civil, ce se întâmplă noi în justiție. Trebuie de oprit odată lucrul ăsta, de asta și-a ieșit. Noi îmi protestam în doi, s-au alocat și băieții că au mai multe probleme. Păi trebuie să vină omul care nici nu știe pentru ce am venit noi aici, pentru ce protestăm aici, să vorbească în doi cu rusul și cu Putler, cu nu avem nimic cu nimic, absolut. Avem durere așa în țară, aici în țară e Putler de justiția. Vrem ca și la și om să și respectat și legea lui. Vrem ca să ieși televiziune, să iasă la toate, să vii la toate petreșteri de acum, proteste de cum sunt acum. Nu să și ascunsă că asta contra lege. Asta deamnă este un abuz, mare din partea condusului, din partea pasului, fiindcă el nu permite la celelalte calale să fermeze așa ceva, că asta e împotriva lor. Dar nu suntem împotriva voastră. Noi vrem să vă spunem că faceți ceva cât mai aveți timpul.